Salutare tuturor și bine m-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Andrei, în cazul în care nu ați mai vizualizat niciun videoclip aici al meu pe canal, mă bucur foarte mult că sunteți aici. Dacă tot avem timp acum de petrecut, am zis să împărtășesc și eu experiențele astea din izolare cu voi în această perioadă, așa că în această perioadă veți vedea multe vloguri aici pe canalul meu. O să vedeți că am outfit-ul diferit față de cel din video, pentru că nu mi-a plăcut mie cum mi-a ieșit intro-ul și am zis să refilmez, pentru că sunt o persoană perfecționistă și dacă nu este așa cum vreau eu, mai bine nu-l postez. Este ora 7 dimineața în momentul ăsta în care filmez eu intro-ul, așa că ar trebui să apreciați faptul ăsta. Am să postez de 2 ori pe săptămână în perioada aceasta a izolării și în cazul în care aveți întrebări pentru mine, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii sau pe contul meu de Instagram, Andrecas. Fără să mai vorbesc mult, vă las, pentru că știu că multă lume nu apreciază faptul că vorbesc mult. Vă las să vedeți videoul meu. M-am apucat cam târziu de vlogul ăsta, e ora 6 acum, momentul ăsta care vorbesc cu voi și, sincer să fiu, nu prea am făcut nimic productiv astăzi. Adică, cel puțin am stat, am mâncat și am cam stat ca o șarlă și m-am uitat la TV și pe Netflix. Și acum vreau să aranjez puțin toate lucrurile astea în cameră. Chit că peste câteva ore am să mă bag din nou la somn, dar trebuie să rezolv și treburile astea pentru că nu ne pot lăsa așa. Haideți să facem curățenie rapid. Mă vedeți în timp real, e totul bine, dar sper că mă vedeți bine. Vreau să-mi fac puțină ordine la genci, pentru că e o harababura și vreau să le ordonez așa puțin. Ăsta este un costum pe care l-am avut la cununia fratelui meu anul trecut și este un costum extrem de frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Poate găsesc eu o poză să vă pun aici pe ecran ca să vedeți cum arăta în el. Îl vă pune aici la negru. Am aici un sacou de școală. Haideți că am adus tenderul acesta mai aproape de mine ca să vedeți și voi ceea ce fac eu și ce vorbesc. Vă vorbeam de blugi ăștia. Nu vreau să-i mai bag în sertarul acela cu blugi. Prefer să-i țin aici. Nu știu de ce, dar or să rămân aici o perioadă. Și este un palton negru simplu, da, nu prea îl port, dar rămâne și acolo. O vestă, sincer să fiu, ar trebui să mai cumpăr câteva umerașe din acestea. În ultima perioadă stau cam mulțit gecile, șachetele și toate treburile astea și chiar ar trebui să mai cumpăr câteva umerașe din astea. Astea parcă sunt de la JISC și sunt foarte bune, adică sunt foarte rezistente în comparație cu ăsta. Ăsta este tot de la JISC. Deci vara ăstea îmi dau probleme maximă. Trebuie mereu să le fac așa și nu știu, îmi pică toate hainele după el, nu mi se par foarte calitative și nu sunt. Geaca asta nu știu dacă v-am vorbit eu despre ea, oricum cred că m-ați văzut voi pe Instagram cu ea. Este o geacă de la Pull&Bear în cazul în care vreți să vă achiziționați o geacă din aceasta. Foarte mișto, voiam să o păstrez pentru un haul viitor, dar dacă tot nu mai mergem nicăieri în perioada asta, ce mai bine vă arăt aici. Am dat 140 de lei pe aia, la cât de mișto e, am rămas așa. Enjoy bad weather condition with our garments. E foarte mișto, cred că o mai găsiți și pe site dacă o căutați. Vreau să le pun negru la negru și culorile astea deschise la culori deschise. Geaca aceasta de piele, geaca asta, sincer să fiu, am luat-o pentru balul unui prieten bun de-al meu, Alex, pe care și salut prin acest intermediu, salut Alex. Am luat geaca aceasta pentru balul lui, sincer să fiu, de atunci nu prea am mai purtat-o, cred că doar de vreo 3 sau 4 ori am purtat această geacă. În schimb, nu știu, nu prea mă avantajează pe mine geacile acestea de piele, dar, da, în cazul în care vă interesează, este și de la Bershka. Am aici 3 geci, sincer să fiu. Geaca aceasta de la Bershka, lumina asta e foarte palie, nu știu ce să vedeți voi acolo. Și foarte mult fâșii. Și geaca aceasta este de la H&M. Geaca aceasta este și de la Pull&Bear. Toate hainele mele, în mare parte, sunt Pull&Bear, Zara, H&M și Bershka. În rest, nu prea am alte branduri și poate House Brand sau Crop. Și pe atât, la fel, nu prea am purtat-o. Este din piele. Și, da, să vină și rândul ei.
Aici am o geacă de la Zara de acum ceva timp, cred că o am de vreo 4 ani. Aceasta este No Name, încă nu e niciun brand. Geaca aceasta de denim este de la Bershka. Nu cred că mai găsit acum, acum am luat-o anul trecut de Paște. Am vorbit cu mami anul acesta ca să vedeți că trebuie să ne luăm haine noi de Paște. Ne-am luat pijama de Paște și o să vedeți voi în vlogurile viitoare care va să intre pe canalul meu. Și a tot de la Bershka, este de la Reduce chiar. Vreau un prieten de-al meu să o cumpere și mi-a plăcut mie atât de mult și mi-a lăsat-o mie să o cumpăr. Și această cămașă este de la H&M în cazul în care vă interesează. Este o cămașă minunată din punctul meu de vedere. Parcă vă spuneam eu într-un vlog. Vlogul acela nu l-am mai postat. Oricum, am unele vloguri pe care nu le postez. Nu am mai postat clipul pentru că nu știu ce mi-a venit mie atunci. Chiar eram la cumpărături și am să fac un vlog, dar nu prea mi-a plăcut ce a ieșit. Deci am fost la Carrefour sâmbătă, parcă, și duminică aveam un botez. Și am decis să cumpăr cămașa aceasta. Aveam nevoie de un S, dar este puțin mare de mine, dar nu a fost ceva foarte, foarte abstract, să zic așa, doar că trebuie puțin aici modificată și puțin la mâneci. Dar în rest mi-a plăcut foarte mult cămașa asta. Și trebuie să mă duc neapărat după ce se termină toată perioada asta cu izolarea. Vreau să mă duc la Kreuter să o fac pentru că e una dintre cămășile mele favorite. Și cred că o și găsiți pe H&M. Dar v-aș sfătui în cazul în care sunteți ca mine așa mai slăbuți să vă achiziționați mărimea S. Nu aveau și așa că am zis să o iau și pe asta și să mă duc cu ea la Kreuter. Să nu ratez ocazia să nu mai găsesc. Mi-a plăcut mult. Și cu ocazia asta ați văzut și ce haine am aici eu pe standard. Parcă sunt mai ok acum. Nu stăteau mie așa în cap. Vedeți aici că vine Paștele. Am toată treaba asta, toată situația asta în spatele meu. Cred că acum am să răsfoiesc puțin TikTok-ul, YouTube-ul, să mai văd ce-a mai postat lumea, ce și cum. Îmi place să fiu la zi cu toată situația asta și cu ce se mai întâmplă, ce mai face lumea în perioada asta. Iar noi ne auzim puțin mai târziu, ca să vedeți și voi ceva mai interesant, să zic așa. Doar eu cum vorbesc, cred că o să vă plictisiți sigur. Cred că cel mai bine și cel mai probabil și sigur voi face treaba asta, am să vă iau și mâine cu mine ca să vedeți și voi ceva mai interesant pe canalul ăsta. Nu doar să dați skip așa în continuu și să vă plictisiți, pentru că știu că vă plictisiți când vorbesc mult și eu mă plictisesc la vlogger când vorbesc mult. Eu nu mă consider un vlogger, nu știu, nu mă consider un vlogger pentru că am doar 200 și ceva de abonați, dar chiar îmi place treaba asta. Am să încerc să fiu constant aici pe canalul meu de YouTube și să devenim prieteni, de ce nu? Scrieți-mi pe contul meu de Instagram dacă aveți ceva, mai vorbim una și alta, mai dați și voi niște idei. Noi ne auzim puțin mai târziu. Update, m-am apucat să fac TikTok-uri. De plictiseală, nu mai pot. M-am apucat să fac TikTok-uri. A stat toată ziua aici. De azi dimineață, cred că stau aici pe balcon. Open up. Open up. Bună dimineața, este aproape ora 11. Am dormit o grămadă pentru că aseară m-am culcat pe la ora 2 aproape. Am vizionat un film, dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Astăzi v-am zis că vă iau împreună cu mine pentru că nu mi s-a părut suficient materialul de ieri și am să vă iau și astăzi cu mine, să vedem ce o să facem. Și o să fie o zi foarte distractivă în casă. Rămâne de văzut ce o să facem astăzi, nu am nimic planificat, așa că, da. Cred că m-am trebuit să acum 5 minute maxim. Nu mai știu de pe ce sursă am citit sau de unde am citit, dar am văzut că după ce te trezești, din primele 10 minute încearcă să fii productiv, să faci ceva. Așa că acum o să-mi fac patul și mă duc să-mi fac ceva de mâncare. Iar noi ne vedem jos. Este o zi foarte însorită astăzi. Și cam asta e primul lucru pe care îl fac după ce mă trezesc. Ies pe balcon să iau puțin aer. După îmi fac patul și după fac toate activitățile astea normale.
friend since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you... Cam groaznă a fost zvonul. Gata, acum am terminat și eu de mâncat micul dejun, dar și prânzul combinat în același timp. S-a făcut ora 12 în momentul acesta în care vorbesc cu voi. Voiam să vorbim puțin despre filmul de aseară, În mijlocul furtunii, parcă se numea filmul. L-am ales așa random de pe Netflix, oricum a fost foarte interesant filmul și chiar vi recomand să vă uitați. Priviți lucrul ăsta ca pe o recomandare, să zic așa. Filmul acesta chiar te ține cu sufletul la gură, se întâmplă niște evenimente foarte neașteptate, să zic așa. În plan principal este vorba de o echipă de filmare care cu asta se ocupă, de filmat furtuni. Ziceau acolo când intrai pe Netflix că furtunile amenință un mic orășel. Oamenii încearcă să scape, vă dați seama. S-a întâmplat acest eveniment la absolvire. V-am filmat eu câteva secvențe, nu știu dacă se înțelege tot ce am făcut acolo, pentru că n-am vrut să vă dau nici multe spoilere, așa că nu o să vă spun prea multe. Vă las pe voi să aflați singur, pentru că asta e interesant. Doamne, deci toată lumea încerca să fugă și ăștia să stau să filmeze. Și mai erau încă doi oameni ciudății pe acolo care filmau și pentru YouTube, că or să ajungă viral. O să vă pun aici o imagine cu filmul în cazul în care vreți să vizionați acest film. Și ați văzut că eram eu la baie mai devreme, că am filmat filmarea mea de dimineață. În cazul în care aveți acne, cu acel gel am scăpat de acne. Mai am ceva acne, dar nu așa de preeminentă precum aveam acum câțiva ani. Folosești gelul ăsta de 2 ani cam așa și chiar este bun. Adică cel puțin pentru mine merge lucrul ăsta. Aveam mult acne pe față și chiar m-a ajutat lucrul ăsta. Chiar vi-l recomand. Nu este nici scump, dar am mai văzut că de la The Ordinary, un tubuleț mic, dar cred că este bun. Și acela zic ce am folosit eu, acesta de la Gerovital și o mască cu cărbune de la Garnier. Ăstea le-am folosit și ăsta mi-au mers mie foarte bine. M-am trezit cu gândul la pâine din aceea prăjită la toaster. N-am mai mâncat de ceva timp și chiar mi-am venit așa o poftă, pentru că atunci când eram mic mereu îmi făcea mami pâine din asta la toaster. Cu ou, cu pateu, cu toate lucrurile astea și chiar asta am și mâncat, pentru că am vrut așa să mai aduc aminte când eram mai mic. Și da, am acest tricou cu America. Cred că mai am un video sau două filmate cu tricoul ăsta. Este un tricou foarte cozy și foarte comod, de asta îl port de fiecare dată. Acum aș vrea să mă uit la un film. Am văzut că multă lume se uită la Mamma Mia cu Abba, nu știu dacă o să vă placă vouă. Însă cred că la filmul ăsta mă voi uita, mi-e place mult Abba. Și nu m-am uitat la filmul ăsta până acum. Mă voi uita acum, cred că acum mă voi duce să-mi fac o salată de fructe. Cred că acum 20 de minute am mâncat micul dejun și prânzul combinate și îmi pare rău că nu prea am content calitativ acum, pentru că dacă aș fi avut lucruri de făcut acasă v-aș fi luat, dar nu prea mai am ce să mai fac acum, că urmează vlogul 2 și 3, sunt deja filmate și chiar fac ce pe acolo. Acum v-am zis că refilmez vlogul ăsta, vlogul 1, pentru că nu mi-a plăcut ce am făcut atunci și încerc să mai improvizez și eu unele lucruri, așa că acum mă duc să-mi fac o salată de fructe. Eu abia aștept să vină vara pentru salate și pentru treburile astea. Eu mereu, în fiecare seară când mă puneam să mă uit la vreun film sau la vreun serial, îmi luam pepene, căpșuni, cireșe, vișine, ce mai găseam pe acolo și încercam să-mi fac salată și să mănânc cât mai sănătos vara. Și la film chiar mergea treaba asta. Așa că acum mi-am făcut o salată de... Aici mi-am făcut o salată dintr-o pară și dintr-un măr. Și zic că e porția sănătoasă pe ziua de astăzi. Acum vreau să mă uit la filmul Abba, pentru că nu m-am uitat până acum și am văzut că e o isterie cu filmul ăsta Abba, Mamma Mia, și vreau să mă uit și acum la el. Vedem împreună acum ce va fi.
Între timp mai am puțin de vizualizat din filmul Mamma Mia. Am fost între timp la magazin, mi-am luat câteva dulciuri, pentru că atât de multe filme, maratonul ăsta de filme, aveam nevoie și de câteva dulciuri, am fost repede la magazin. Acum vreau să-mi aranjez acolo dulapul cu jeans. Haideți că vă ia și pe voi. Gata, mă vedeți, totul bine. Vreau să-mi aranjez puțin jeans ăștia la locul lor. Bine că ei sunt aranjați, dar vreau să-i pun eu mai bine. Nu mai aveam memorie și mi-a trebuit să refilmez din nou toată partea asta. Vă spuneam eu că mi-așez jeans acum. Haideți să vă arăt. Doar jeans sunt aici, în afară de pantaloni. Încercam să-i fac așa pe culori, dar nu am mai avut loc pe unde să-mi pun pe ăștia. Aici sunt niște blugi negri. Am și niște blugi negri pe colo. V-am arătat eu aseară. Și cam ăștia sunt blugii mei. Aici am niște pantaloni scurți. Iar în rest aici nu mai... blugi. Am ieșit și pe balcon, gata, de câteva zile. Locul ăsta e preferat pentru mine. În cazul în care vă interesează, scaunul acesta este de la Jis, găsit și acum. Eu l-am luat anul trecut. Cam prin mai am luat scaunul acesta și toată mobila din camera mea, pentru că nu m-am mutat acolo. Vreau să văd și ce face și comanda mea de la H&M în cazul în care a fost trimisă. Și mă răsfăț acum cu un col 7 days cu cocos. Îmi place mult rău de tot să stau aici. Sunt și albine. Tocmai bine. Este foarte cald în comparație cu zilele trecute. E o creștere a temperaturii acum și trebuie să apreciem lucrul ăsta. Gata, vă las cu vorba. Mă uit și eu pe Instagram să văd ce a mai făcut lumea, ce și cum și ne vedem după. Ești un burrito, mic, 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 Iisu, Iisu. Ai vizit cum o mușcă? Încercarea de m-a mușcă. Lisu! Păstrezi mingea doar pentru tine. Cum a ajuns? Când ieșim afară, îmi place mult să obosesc, ca după să nu aibă energie. Și... da. A terminat mingiul, că aia mare două jucării, dar nu știu pe unde le-am pus. Trebuie să le caut zilele astea. A terminat, dar acea mingiu că e preferata ei. Și cam așa de curte o zi la noi. Ia să joacă în continuă cu mingea aceea. Ăsta s-ar presupune că e și un workout. Tot să mă acasă facem workout când ești cu cății. Da.
Mingiuca ta preferată, te-ai făcut plină, nu ai găsit. Ești plină. Nu mai minge, nu mai aia. Ce ai văzut acolo? Lizu! Vino încoace! Liza! Ciu-du-ciu! Tu cred că o să fii foarte prezent aici pe canalul meu. Are doi colți și îmi vreau ce să zică din fasul. Vedeți ce colți are? Îți place, nu? Săraca Mingiucă. Așa cum v-am spus, îmi place mult să o sec așa de toată energia asta. Ca după să nu mai fie așa de energică. Eu mai am 1% la baterie, așa că noi ne auzim din casă. Am și ceva pe sprânceană. Mult mai bine. Sunt pastele. Vă sunt aici la fierbere. Vreau să închei și acest vlog și trebuia să mi-au rămas bun de la voi. Acesta a fost și vlogul meu, primul meu vlog de izolare din seria aceasta de vloguri. Cel mai probabil acum am să mă uit la un film pe Netflix. Am să caut o sugestie de film pe Netflix și cam asta a fost și seara noastră. Nu o să mai fac nimic interesant ca să vă iau și pe voi. Mai stau și puțin pe balcon, am aici luminile astea mari, de asta am venit la lumina asta. Sper că l-ați găsit interesant acest vlog și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like acestui videoclip și să dați un comentariu sau să scrieți pe contul meu de Instagram Andrei Caz în cazul în care doriți. Noi ne revedem la următorul videoclip care va intra curând pe canalul meu. Vă doresc o seară frumoasă, pa, pa!